Mănăstirea Duminica Tuturor Sfinților, piatra scrisă din județul Caraș-Severin, a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, la altarul de vară al așezământului. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze modelul de credință și rugăciune al sfinților. I-am îndemnat astăzi pe toți credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie să calce pe urmele sfinților, să fie și ei sfinți, să fim cu toții sfinți, să fim cu toții desăvârșiți, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă, zicând, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Să călcăm și noi pe urmele sfinților, să ne rugăm neîncetat, așa cum sfinții s-au rugat neîncetat și intens, să îmbrățișăm și noi jertfa, sacrificiul, fie că este vorba de jertfa supremă, așa cum s-au sacrificat martirii, mucenicii, mărturisitorii pentru Evanghelia lui Hristos, fie că este vorba de osteneala duhovnicească și nevoința ascetică, pentru că și sfinții cuvioși s-au jertfit în peșteri, în munți și în crăpăturile pământului pentru mărturisirea Evangheliei și pentru împlinirea în viața lor a cuvântului vieții veșnice. De asemenea, i-am îndemnat pe credincioși să fie detașați de bogățiile viacului acestuia și să se îmbogățească mai mult în Dumnezeu, pentru ca acolo unde este comoara noastră să fie și inima noastră. Să ne lepădăm mai mult de grijile viacului acestuia și să îl iubim din toată inima pe Dumnezeul nostru, căci El este sensul și esența vieții noastre. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au putut închina la fragmente din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, aduse de la două așezăminte monahale din județ. Poporul cel binecredincios al lui Dumnezeu a venit ca să se închine Preasfinte Trăimi la icoana făcătoare de minuni care o avem la acest așezământ monahal și datorită căruia a luat ființă această așezare monastică care pentru pelerini, pentru credincioși este un loc duhovnicesc, un loc în care locuiește Dumnezeu, iar noi cei care vizităm locul acesta și nu doar îl vizităm, ci venim cu credință în casa lui Dumnezeu, în cerul cel de pe pământ, ne îmbogățim în Dumnezeu, devenim și noi vase alese, așa cum sfinții care din viață au bineplăcut lui Dumnezeu, prin viața lor, prin credința lor, au devenit vase ale Duhului Sfânt, au devenit ucenici ai Mântuitorului Hristos și au devenit casnici lui Dumnezeu. Biserica nouă a mănăstirii Piatra Scrisă a fost târnosită în anul 2008, în ziua hramului așezământului monahal.